Ministrul Infrastructurii s-a arătat deranjat că Procuratura Anticorupție s-a autosesizat și a pornit o cauză penală privind licitația pentru spațiile comerciale de la aeroportul Chișinău. Andrei Spânu susține că procurorii au decis să facă presiuni politice prin acest dosar. Mai mult, el a acuzat Procuratura că lucrează pentru Ilan Șor. Subordinea sau fondatorul acestei întreprinderi. În cadrul unei emisiuni de la TV8, Andrei Spânu a spus că pentru el sunt niște elemente un pic stranii care s-au întâmplat din partea organelor de drept, care au deschis un proces penal neclar la aeroport, în baza unei postări a unui pseudoblogger. Această licitație se petrece din luna februarie, deci aveau tot timpul ca să ceară documente, au decis să facă presiune. Eu așa doar fac niște presupuneri. O presiune publică prin acest dosar penal în aproape ultima zi a licitației, în care deci s-au aeroport aflat despre proces în o zi înainte de desfășurarea licitației? Păi așa reiese. Uh-huh. Dacă aștepți atâta timp și te autosesizezi la o pseudo, nu știu cum să-i zic. Deci ei au spus că s-au autosesizat. Da, dar este informația publică, putem să o citim, sau a făcut și o știre, nu am să dau denumire, în care ei spun că s-au autosesizat. Un procuror care s-a ocupat în trecut de niște dosare foarte dubioase legate de Plahotniuc, Dodon și așa mai departe. Potrivit lui Spânu, Procuratura Anticorupție ar servi interesele grupului Șor. Cumva arată anumite elemente că acest grup criminal încearcă prin toate metodele să oprească acest proces, pentru ca să mențină controlul asupra acelor spații. Și, repet, obiectivul nostru, pentru că dacă noi încălcăm măcar ceva din acest proces, se merge în judecată și știm cum funcționează încă la noi structurile de judecată și încep să întoarcă procesul înapoi, să suspende, sau asta, noi riscăm să intrăm sau să facem jocurile acestui grup criminal organizat. Decizia a fost nu, ne oprim, nu s-au întrunit condițiile, mai anunțăm o dată ca să ne asigurăm că toate cerințele legale sunt respectate. Procuratura Anticorupției anunță un dosar pe ce? CNA-ul anunță un dosar pe ce? Procuratura Anticorupției a declarat pentru Canal 5 că își rezervă dreptul să nu comenteze declarații politice. Acum câteva zile și președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a arătat deranjat de faptul că Procuratura Anticorupție a pornit o cauză penală privind tenderul pentru spațiile comerciale de la Aerogare. Acesta a spus că a avut un gust amar că o instituție de drept s-a autosesizat pe acest caz. Totodată, Grosu a îndemnat pe toată lumea să-l lasă în pace pe Spânu, deoarece își face treaba bine. Menționăm că cea de-a doua licitație pentru închirierea spațiilor comerciale ale Aerogării a fost oprită. Se întâmplă având în vedere că singura companie care a aplicat, la Gardair, nu a prezentat toate documentele justificative pentru a se califica în etapa finală. Aeroportul a anunțat că va iniția al treilea tender. Politicienii din opoziție și mulți experți consideră că în ambele licitații condițiile au fost scrise special pentru compania franceză Lagardère. Aceștia mai afirmau că în spatele ilegalităților se afla ministrul infrastructurii Andrei Spânu, care favorizează trustul. Acuzațiile însă au fost respinse. Spânu a declarat că nu a avut discuții cu reprezentanții firmei din Franța, dar nu a spus că s-a întâlnit cu administrația unei companii, partener de afaceri al acestei companii. Peste o lună după vizita lui Spânu la Paris, la Chișinău este înregistrată compania SRL Lagardère Travel Retail, având adresa juridică într-un cămin pe strada Coca 33 din Chișinău. Lagardère Travel Retail SAS este indicată în calitate de fondator al firmei din Chișinău. Totodată, la Chișinău, reprezentantul Lagardère a afirmat că se așteaptă la preluarea spațiilor de la aeroport în urma negocierilor directe, fără concurs. Conducerea companiei a spus că a venit în Moldova fiind sedusă în timpul unei vizite a Mai Sandu la Paris. Andrei Spânu nu a comentat aceste afirmații. Amintim că licitațiile de la aeroport sunt investigate într-un proces penal de Procuratura Anticorupție, care a pornit ancheta după ce mai devreme și CNA a inițiat o cauză administrativă cu privire la tender, iar angajații au fost audiați. Procuratura Anticorupție declarase atunci pentru Canal 5 că investigează acțiunile inclusiv prin prisma abuzului de serviciu.